SDPT anunță faptul că informațiile cu privire la faptul că aplicația Transi a capotat, iar ecranele menite să arate călătorilor programul curselor autobuzelor, a cedat din cauza căldurii, au fost o dezinformare. Aplicația a funcționat în data de 27 iunie, dovadă fiind pozele care atestă atât funcționabilitatea aplicației, cât și a panourilor de informare din stații. Reprezentanții SDPT sunt dedicați în a oferi servicii de calitate și continuă să-și îmbunătățească constant activitatea pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor serviciului de transport public local.